Bună seara, stimați spectatori! Suntem în mijlocul lui august și am mai adus la România în mișcare, pe proiectul meu de suflet Hai Acasă, încă un tânăr ce a decis, după ce a făcut studii în Marea Britanie, să se întoarcă, să-și trăiască viața în România. Este vorba despre Sebastian Șerban. Bine ai venit, Sebastian! Mulțumesc de invitație! Sebastian, care a plecat în 2015 la facultate la Londra? Da. La Londra, a stat acolo cât a făcut facultatea, s-a întors în 2019 încoace și vreau să ne spună despre experiența lui, cum a reușit să plece, cât de ușor sau greu i-a fost să facă acolo școală și despre motivele pentru care s-a întors și cât de bine se simte în țară, că deja e întors de 5 ani și parcă se simte bine. Să luăm cu începutul. Okay. Ai plecat spre universitate ceva, ai făcut inginerie, ai înțeles, construcții civile, da, nu? Inginerie civilă la LSBU, la The South Bank. N-a fost 4 ani. Cât de greu este să fii acceptat la universitate acolo? Ce ți-a trebuit? Păi, aplici, am aplicat pe o platformă de UCAS, aplici la mai multe facultăți, îți cer anumite note, dacă le iei, primești oferta de la facultate, dacă ești acceptat sau nu. Aceea a fost facultatea care am decis să merg, principal că a fost în Londra, din toate cele 5 la care am aplicat. Și nu e un proces atât de complex, doar aplici, faci și o scrisoare, dacă letter of intent, scrii de ce vrei, de intenție, să, da? De ce vrei să înveți acest subiect în principal. Ai făcut în România un liceu cu profil de limba engleză sau doar te-ai pregătit-o? Nu, am făcut sistemul britanic de mic eu. Deci cumva ai fost unul dintre acei norocoși care cum aveau, da, erau familiarizați cumva cu, da, cu sistemul britanic. Păi și la școală, liceu, mi-am învățat în limba engleză, nu în limba română. Și nu mai exprimai bine în limba engleză. Și atunci, practic, ți-a fost mult mai... Da, a fost mai ușor. Mai ușor să ajungi. Da. Ai ajuns? Ți-a fost ok? Te-ai integrat? Ai... Da. Chiar a fost foarte ok. Facultățile chiar au grijă de elevi acolo. Chiar pun prioritate foarte multă pe elevi, deși mereu o să fie o chestie că ești internațional și nu britanic-britanic. Da, acum, da, noi acum ne văităm de treaba asta, dar să fim serioși și noi când vine câte unul, când vezi câte un patron de restaurant italian sau din altă naționalitate care nu-ți vorbește limba după 15 ani cum trebuie, parcă te uiți puțin cu complezență către el, chiar dacă ți-e drag, mă... Da, nu e de al nostru. Da, e adevărat. E senzația. Adică ei chiar încearcă din greu să accepte cât mai mult, dar mereu o să fie, pare ca un fel de barieră invizibilă care e o diferență. Dacă ești britanic și ești de-a lor, e mai diferit. Ai avut întâlniri sau ai reușit să vorbești și cu studenți din spațiul din afara insulelor, cumva totuși așa în britanic, la fel de neintegrat se simte și un indian care vine din fostul imperiu, din Commonwealth, sau... Da, în general acolo mai mult nu e neapărat dacă sunt coloni sau ceva, e vorba de dacă ești internațional sau dacă ești de-a lor. Adică dacă ești britanic-britanic din insule sau internațional. Deci practic internaționalul sunt și cei din Commonwealth. Toți. Și studentul care vine din Canada, tot internațional este privit, nu e privit ca fosta noastră colonie. Nu. Sunt internațional. O chestie care era foarte dubioasă, dar mă rog, asta nu e parte de facultate. Și erau barurile care erau frecventate de internaționali și de britanici, gen puburile. Nu. Făceau melanj între ei? Sau făceau melanj între ei? Dar în general era mai chestie de duci la alea de internațional, dacă ești internațional sau... Da, dacă nu te simți confortabil într-un loc, ți-l alegi pe celălalt în care dacă tu îți bei o bere să-ți pice bine, cum se spune, nu? Da, și asta se vede, e papabil. Oricât încercăm să ne ascundem, să pretindem că nu e așa și că ei chiar încearcă să accepte toată lumea, dar e greu. Păi, este diferența aia între a accepta prin legislație. O normă legală poți face oricând. Da. Gata, devenim inclusivi, intruzivi și toată lumea poate să vină la noi. Dar de la o normă legală la aplicarea ei, uite-te numai de exemplu, în România din 2007 porcii trebuie asomați. În câte gospodării românești să taie porcul dându-i niște curent înainte?
probabil un 50% la ăia care au ajuns să nu mai aibă atâta putere cât să lupte cu el. Și vorbim acum de 17 ani de când această normă este, da, este de fapt de iure, dar de facto nu. Așa și cu ei. Poți să spui, noi primim pe oricine. Dar dacă primiți-o pe oricine, înseamnă că la cursuri profesorul fie este doar obligat, din cauza obligației legale, te tratează egal. Da. Dar colegul din o secundă în care nu mai are de face strict de treabă, vorbește doar cu britanicul lui? Nu, asta nu. Profesorii nu au fost în genul. Presiunea asta e mai mult de la elevi. E mai mult o chestie culturală. Eu aia zic. Degeaba profesorul spune, băi, suntem integrativi. Da. Dacă la nivel după aceea de nivel, asta este practic marea problemă a multor dintre români cu care am putut vorbi și de fapt ăsta este și scopul acestei emisiuni. Uh-huh. Sunteți foarte mulți afară, cei care nu vă simțiți foarte bine, fie din cauza de dor, fie din cauza că nu sunteți integrați, fie din cauza că aveți nostalgia originii. Da. În România se poate trăi, haideți acasă, da. Fiecare știe ce face și da, nu poți, poate nu faci banii din Norvegia. Dar nici nu ai parte de puținul soare de acolo. Da, exact. Ai parte de lumea din care provii cumva și ești asimilat. Da, e... Ei. Ți-am zis, mă rog, acolo mai era în principal pentru mine o chestie pe care noi am văzut că în România o luăm ca foarte normal, dar e foarte anormal că mergi în altă țară, cum a fost în Anglia, prefectul la securitate. Pentru că aici e o țară foarte sigură, nu o vedem ca o chestie bună, că ni se pare normal. Da, practic la noi în România, da, efectiv atacul armat sau astea, da, sunt extrem de rare. Da. Nu. No. Acolo se înșinghe în fiecare zi, știu că e oribil, dar e o junglă destul de nasoală acolo, pe partea de siguranță cel puțin. Vorbeam la ultima România în mișcare cu Mihaela Sirițanu, care îmi spunea că în sistemul britanic în care ea a lucrat până acum un an, în acest moment ai nevoie de 2-3 joburi pentru a aduce o viață în progres bună. Da. Cumva cum este și în România. Da, dar dacă lumea și omenirea a ajuns ca de la anii 90 în care un serviciu bun îți permitea cumva să-ți ai niște limite decente, ca în 35-40 de ani să spui că și pentru tânărul britanic e nevoie să ai și al doilea sau al treilea job, să ai diverse colaborări și de fapt tu îți mănânci în loc de alea 40 de ore ce le ai într-o normă de muncă având 2-3 colaborări, în loc de 8 ore pe zi îți mănânci 12 sau 14, păi atunci dacă stăm să ne uităm, s-ar putea ca acei sclavi care au fost eliberați în secolul 19, dar care aveau 12 ore normă pe zi, obligați fiind, ai ajuns de ce faci autoimpus ca să poți să stai într-un standard de viață? Da, asta a fost și motiv. Când am terminat facultatea, am primit un job offer de la o firmă din Anglia și era un salariu de 2000 de lire pe lună, care pentru Londra e nu prea poți să trăiești. Deci am vorbit chiar acum un an, sper să pot ajunge să pot aduce pe domnișoară la un hai acasă odată. Uh-huh. Fiica unor prieteni din Oradea, care îmi spunea că este la o firmă de arhitectură de asta interioară undeva top 5 mondial. Uh-huh. Și la fel a primit la terminarea masteratului o ofertă de job de 2000 de lire pe lună și părinții medici spuneau că e bine că l-a prins acolo și în 5 ani de zile va crește, dar are nevoie de bani și de acasă pentru a putea să trăiască la un nivel de calitate, să nu facă 3 ceasuri cu mașina până sau cu demers. Da, păi mai e o chestie. Acolo e foarte comun să închiriezi camere din apartament sau camere dintr-o vilă. Nu ți închiriezi apartamentul tău sau ceva și faci asta că ești nevoit. Nu e neapărat opțiunea lor favorită, dar o fac că, în afară de chiriile foarte mari de acolo, nu prea ai cum. Și atunci să-ți închiriezi o cameră la ce costuri? Depinde de zonă. Într-o zonă, să zicem, spre bună. Nu știu, poate să fie și 500-600 de lire pe lună. Strict o cameră la un nivel decent, nu centru.
dacă ai noroc, poate găsi și în centru, dar probabil nu. Depinde mult de tot, depinde de cum găsești. Dar nu, sunt costuri foarte, foarte mari acolo. Adică un salariu de 2000 de lire te muți în zona 7, de obicei, în Londra, care... Da, din nou. În zona 7 te trezești că ajungi să stai cumva în, zona din nou, 7... în partea de nesiguranță, nu? Da, e o zonă mai proastă. Sunt zonele mai proaste în general. Noi de aici, din România, avem senzația că românii îți fac imagine de râs. Mai găsești câte o știre că un român a făcut nu știu ce sau s-au îmbătat și s-au bătut într-o parcare de hipermarket. Tu, ca student român, ai trăit această senzație de nesiguranță datorită potențialilor agresori români sau datorită agresorilor nativi de acolo sau nativi veniți din alte... Din alte țări. Nu a fost niciodată ideea de frică de neapărat de român sau ceva. Ideea e că acolo, cel puțin interacțiunile mele cu români, sunt foarte muncitori, foarte serioși și chiar dau un renume foarte bun. Ideea e că, în general, toate scandalurile explodează când e unul din, să zicem, 10-100 de mii care a făcut o prostie și atunci toată lumea uite ce a făcut, că e român, că e problemă. Dar acum 12 ani sau 13 am fost pe o conferință la Paris și m-am întâlnit cu o fostă colegă de la Bordeaux, care lucra lobistă. Pentru... Da, lobbying și... Pentru o mare firmă de asta, de magazine. Da. Și ne-am dus în Cartierul Latin să bem un pahar de vin, să stă de povești, când ne-am văzut în vreo 7 ani. Și discutam cu ea. La intrarea în Cartierul Latin erau... doi cerșători de etnie romă care dormeau pe un carton. Da. Apropo de imaginea românilor. Da. Și vorbeam cu ea. Dacă în acel cartier latin, în acel moment, erau probabil ca noi 100 sau 300 sau 70 de cupluri de români care stăteau un pahar de vin și la ce mânca fiecare, aceia erau simpli turiști, nu-i vedea nimeni. Exact. Dar pe cerșătorul rom, care are pașaport românesc, ce doarme la Biserica San Michel în față, pe niște cartoane, toată lumea îl vede. Da, el este în evidență. El este în evidență și... prin faptul că e vizibil, că ceilalți se pierd undeva în mulțime da, pe nivel de sunt simpli, sunt doar clienți decenți, dar cercetătorul rom sau tinerii care să apucă și să ceartă și fac o bătaie într-o parcare de... Da, ies în evidență și exact același lucru. Și da, dacă sunt români care lucrează, sunt serios și marea majoritate chiar sunt așa, nu ies în evidență. E ceva normal. Când dai de cineva care e problematic, ăla ies în evidență. Și zici, păi uite că e român, nu-i de-al nostru, să-i trimitem înapoi. De asta e și chestia asta de acceptare culturală câteodată, din cauza că atunci când vezi că e unul problematic, nu stai să te gândești la cât chiar fac ceva bun și zici, a, păi uite, ce oprește și părăsul să facă cum a făcut ăsta. Deci... Deși ai și tu bețivii tăi și oamenii din, să zicem, din partea de jos a societății native ai tăi, destui. Da, absolut, absolut. Adică violența acolo e la un nivel foarte ridicat. Spune-mi, te rog, că na, tot vorbim acum despre spațiu britanic și diferențele între una și alta. Consumul acela de bere este atât de renumit, cum zice lumea? Da, este enorm. Știu că a fost, nu vreau să zic greșit, dar știu că a fost un campionat european sau mondial de fotbal și văzusem o știre la un moment dat că au rămas fără bere în Londra. Au rămas fără bere în puburi. Și mă gândeam că destul de amuzant că au reușit să termine berea dintr-un oraș întreg. Nu, consumă extrem estimată bere. O chestie care era inclusiv la noi la facultate, care era un pic dubios, era că aveau bar de studenți în facultate. Și la orice oră te duceai găseai studenți care consumau alcool. Care erau internaționali sau erau și? Și, dar în principal britanici. Majoritatea care erau în bar erau britanici. Dar asta e și din cauza că majoritatea persoanelor din facultate erau britanice. Deci e greu să zici că neapărat e doar din cost. Va se păstra proporția inclusiv acolo. Dar da, se consumă extrem de mult alcool. Ai terminat o facultate în 2019 și
Ai vrut să vin apoi acasă? Da, considerând ce ofertă am primit cu banii asta în Londra, era extrem de greu. Asta plus nivelul de securitate, plus... Da, plus că, din nou, și acea baieră cât de cât care se simte, nu neapărat, că marea majoritate persoanelor sunt ok, dar tot o simți și, până la urmă, da, păi securitatea da, a fost motivul principal. Sunt ok și este ok, dar noi nu trăim numai la muncă. Corect. În momentul în care îmi spune câte un prieten care e plecat de foarte mult timp, că are un grup de 4-5 români, familii de români cu care se văd zilele lor, indiferent de țara în care sunt. Da. Păi stai așa puțin, dacă tu ești acolo de 12 ani și tu tot cu român te vezi. Da, în general cam. Nu o faci din proprie voință. Înseamnă că italianul, spaniolul, neamțul, britanicul nu te cheamă la el. Că dacă te-ar chema la el, ai sta în comunitatea da. În care și locuiești. N-ar trebui să te strângi dintr-o da, jumătate de oraș sau dintr-o regiune, cele 5 familii care vă conduceți pentru a vă vedea cine știe cât, doar de dragul de a-ți umple timpul. Da, mai e și chestia că felul nostru cultural în care am crescut e diferit. De exemplu, asta am observat în principal cu englezi. Noi ca români suntem mai spontani în general. Dacă e să ne vedem undeva, să mergem să bem un pahar de vin sau ceva, o facem pe moment. La ei nu prea există chestia asta. Adică trebuie să suni, să programezi, e o masă pentru o oră, două și după gata, ne ducem fiecare la casa lui, s-a terminat nu știu ce. Nu prea au chestia asta și felul în care comunicăm e și un pic diferit și cred că de asta avem și tendința să stăm în grupuri cu care ne asociem mai mult din cauza că ne comportăm similar și avem o cultură similară. Adică ei nu prea au chestia asta să te cheme la tine. Mai să acum. Ei, ne vedem la un restaurant două ore și după gata, ne vedem în vreo 5 luni dacă e. Practic, nivelul de socializare, de apartenență diferit. La da, grup, exact. E mult diferit de nostru. Da. Acum, dacă e de bine sau de rău, depinde de fiecare. Păi, practic, noi acum vorbim despre cum suntem noi, despre diferențe. Da. Nu te-am invitat ca să-mi spui cât de rău este Marea Britanie. A, nu, absolut. Facem o discuție despre diferențe și despre faptul că cei care ați decis să vă întoarceți, eu după ce am avut două burse am decis să nu plec. Am avut șansa să am o bursă în Italia și încă una în Franța și am decis că nu vreau să plec din țară. Practic, despre aia vreau să vorbim. Da, absolut. Hai să trecem puțin și la partea bună, la plusurile ale sistemului britanic. Cea mai mișto chestie e că acolo chiar nu trebuie să gândești ca să trăiești. Este senzațional. Totul e automatizat, totul e digitalizat. Totul e foarte, foarte bine pus. Asta după ce ai terminat o școală, că presupun că la școală ți-a trebuit gândire. Da. Mă refer la viața de zi cu zi. De exemplu, facturi, dacă vrei să te duci să depui acte, chestii de genul, nu trebuie să te plimbi la fel de mult cum e la noi. Nu e atât de complex, atât de stufos. Totul e super digitalizat, super ușor. Ai vreo problemă mereu, ai pe cineva să suni, îți vine, îți repară, nu-i absolut nimic. Păi da, asta presupune și costuri. Da. Că românul care își leagă cu sârmă cum făcea odată la Dacia și pleacă mai departe, elimină munca unui specialist. Da, e adevărat. E contractul normal. Dar e mult mai ușor să găsești ceva dacă ai vreo problemă. Nu trebuie să petreci atât de mult timp să găsești o soluție. La asta mă refer. Și asta ajută destul de mult. Da, practic. E foarte relaxant. Fiind o societate foarte așezată și veche, acolo știi că dacă ești din căsuța ta și îți faci treaba bine... Da, exact. Nu mai ești, dar înțeleg că între timp ai nevoie și acolo de două joburi ca să mergi spre progres. Din nou, da, dacă vrei spre progres și o viață mai ok, da, îți trebuie două joburi. Și la ei scade nivelul de calitate de viață. Asta e vizibil, ok. Adică știu că de când și am plecat eu și acum vorbesc cu prieteni care au rămas acolo și doar facturile la utilități e omoară. Ai prins chiar votul acela pentru Brexit, fiind student? Da, am prins... Atunci erai suficient de conștient apropo de ce se întâmplă, de ce vor să voteze, s-a văzut pentru tine ca student sau în societate o diferență în parcursul? Da, când a fost atunci de scandal, da. Adică tensiunea de care ziceam înainte și prietele era un pic mai invizibil referitor la cum se... Da, între noi și voi. Da, a devenit mult mai vizibil, mult mai tangibil și mult mai pe față. Până în vot sau după? Și până în vot și după. Nu știu cum sunt acum, vă zic sincer, nu am mai întrebat pe chestia asta nici prieteni, dar
și cum creștea până la vot, devenea din ce în ce mai vizibilă și după vot impactul instant s-a simțit foarte mult. Dar acum nu mai știu să zic exact cum e, dar da, se vedea. Mulți oameni au criticat acel moment, în același timp, să nu uităm că particularitatea Marii Britanii a fost insulară. Marea Britanie în raport cu Europa, da, de când a fost cucerită în Anglia în 1066 de către Wilhelm Cuceritorul, practic, Marea Britanie nu a fost parte integrantă a Europei. Da, păi nici a jucat în echilibru european, a fost implicată, dar da, pentru Marea Britanie să se întâlnesc că în 53 de ani, cât a fost, nu, 43, din 73 de când s-a integrat până în Uniune, până în 2016, că renunță la prerogativele ei de stat particular, a fost un stres pe acea populație. Da, nu, ei niciodată nu s-au văzut neapărat ca europeni. Adică asta era clar și când vorbeai cu englezi despre chestia asta, ei se vedeau un pic separați. Ei cu ei nu erau chiar... Adică erau europeni, dar nu erau atât de integrați, zicem, și nici nu erau interesați să fie atât de integrați. Și practic ei, chiar dacă poate pe partea economică, clar că i-a afectat. A, da, absolut. Tot ce e posibil ca în decizia britanicului votant să fie mai bine merge mai rău, dar rămân eu, decât să fiu mă pierd, da, într-o masă europeană. Ideologia asta a fost că mai bine ne rezolvăm noi cu noi, facem noi cu noi și vedem cum merge. Ei având și o experiență de niște sute de ani în care cumva s-au rezolvat, n-au... Da. S-au descurcat. Și s-au rezolvat singuri, da, tot timpul. Da, da, nu. Mereu au fost mai individualiști în sensul ăsta. Nu au vrut să lucreze de mult cu colectivul european. Te-ai întors în România, da, în 2019. Uh-huh. Mi-ai spus că mi-ai făcut și un masterat... Da, în vremea COVID-ului, la UCL, a fost un master de finanțe. Care, practic, atunci, fiind în perioada de COVID, ai putut să-l faci... A fost online, că era perioada de carantină. La online. Da, da. Cum ești aici? Ești în acest moment dușdorul pub-urilor din Londra? Sau... Absolut deloc, nu. Ți-ai pus sau îți pui întrebări cum ar fi fost dacă rămâneam și mă chinuiam 3 ani cu acei 2000 de lire și vedeam cât ajungeam acolo? Sau îți este alegerea făcută împăcată și... Nu, sunt fericit cu alegerea făcută, chiar sunt foarte împăcat, dar mereu te mai gândești cum ar fi fost dacă rămâne acolo. Sincer, în general, mă gândesc că probabil n-ar fi fost atât de bine, dar sunt și lucruri bune acolo, adică viața e mai puțin stresantă ca aici și asta contează destul de mult. Dar nu, eu sunt mulțumit că am întors, fiind absolut sincer. Acolo e și oportunitatea de dezvoltare și creștere mult mai mică. Competiția e foarte, foarte, foarte mare și trebuie să lucrezi și să depui un efort absolut titanic, doar ca să trăiești ok. Ceea ce la noi, cel puțin în București, nu e atât de rău. Lucrezi în domeniul în care ai făcut și facultatea? Da, da, în construcție. Deci ești cumva ca să fii fericit. Spune-mi, da, te rog, cum te raportezi cumva cu colegii tăi din zona de construcții care au făcut facultatea în România? Simți că ai un plus prin faptul că ai fost în Marea Britanie? Un plus în competență, în ce ai învățat acolo? Nu neapărat. Acolo erau și sisteme diferite. Exemplu, asta e o chestie care acolo era programul Revit. O chestie care era foarte mișto, foarte, foarte mișto, mai ales la sistemul de învățământ britanic, e că ei te pregăteau să poți să fii profesionist din prima. Adică cum termini facultatea, să poți să te integrezi, să lucrezi fără nicio problemă. Și te învățau programele care erau folosite de ei, te învățau metodologiile, te învățau cam tot. Doar se pune în companie, te învață chestii mai de corporație vreo 3 luni, 6 luni și după gata, ești perfect, nu-și mai va capul cu tine deloc, trebuie să mai învețe. Diferența cea mai mare e mai mult de mentalitate, aici am observat. Foarte multe chestii în general sunt pe termen scurt. La noi sau? Da, la noi. La ei gândesc mult mai mult pe termen lung și creștere în timp. Adică un proiect de termen scurt în Anglia este în general de vreo 3-4 ani. Și aici când vorbești cu cineva despre chestia asta, rămân absolut șocați, speriați, că se gândesc pe 3-4 ani, e enorm. Aici ai văzut ca termen lung, 3-4 ani. Și asta e cea mai mare diferență în abordare pe care o văd. Aici e mereu să fim cât mai rapid, hai să facem ca să fim cât mai rapid să rezolvăm.
acolo nu-i deranjează neapărat să ia un pic mai mult timp să rezolve ceva? Cât timp sunt ei siguri că așa e? Okay. Și, mă rog, mai fac și ei greșeli, nu zic că abordarea e mai bună, se întâmplă greșeli peste tot, e doar diferită. Adică, pe chestia asta știu că am avut o poveste foarte dubioasă pentru mine când mi s-a ars efectiv un bec în apartament și am zis landlordului, vezi că mă duc să schimb becul și a rămas șocat și mi-a zis, păi dă mail-ul unui electrician. Cum îl schimbi tu? Și vorbim doar de schimbat de bec, adică nu... Și zicea, îi dai mail, vezi când are timp să vină și îți schimbă el becul. Normal că n-am făcut asta, vă zic, sincer, m-a dus mai de la un bec. Totuși, ești român. Da. Gândim ca noi. Mi-a zis că a rezolvat. N-a fost atât de mulțumit landlordul că am făcut asta, că a fost un risc, dar diferența mai mult de abordare. Nu cred neapărat că am competențe mai mari sau mai mici decât persoana care a făcut aici. Doar abordarea e diferită. Bine, mai ales că și cel puțin în domeniul vostru al construcțiilor în România, care construiește în această perioadă, fie privat, fie stat, vorbim de un domeniu care e pe creștere funcțional și merge bine. Da. Momentan e un pic mai încet, mai înghețată piața, dar da, overall e ok. Păi, nici aia nu poate să fie, să duduie tot timpul. Da, absolut. Ai venit, ai muncești în zona de construcții, ai colegi care s-au întors și ei? Da. Cu aceeași stare ca a ta? În ce sens stare? Stare de acceptare, întoarcere, Da și nu. Au fost, știu persoane care s-au întors și, de exemplu, odată ce intri în sistemul britanic, te integrezi în el, ai nevoie în principal doar de număr de telefon și card bancar, deci e foarte ușor. E cam greu să ieși, să revii la cum e aici. La lupta noastră, da, la agitația noastră. Da, e o perioadă de adaptare. O parte sunt foarte mulțumesc că s-au întors. Știu și câteva persoane, e adevărat, majoritatea pe care le știu sunt fericite că s-au întors. Câțiva zic că e stresul prea mare și unii se gândesc dacă se întoarc. Depinde de la persoană la persoană, dar majoritatea pe care știu, da, sunt fericiți. În momentul în care faci o alegere conștientă, chiar dacă erai tânăr, absolvent, totuși o faci la 23-25 de ani. Da. Și ai putut să și trăiești acolo, să-l simți vorba aia, nu numai să te bucuri că ai fost și ai văzut turnul Londrei sau ai cheltuit banii părinților. Da, exact. Reușești să trăiești cumva... Da, nu, eu... Da, mai mult ideea de diferență de abordare și culturală și integrare. Nu neapărat mai bine sau mai rău, e doar diferit. Pentru unii e mai ok, pentru alții nu. Da, pentru că în mod normal când vorbești despre viață, nu vorbești doar despre costuri. Da, sau absolut. Despre venituri. Absolut, absolut. Dacă te uiți pe o hartă a veniturilor, clar că zona nordică a Europei este cea mai bogată. Da, ești dispus la fel să stai în întuneric 5-6 luni, să nu mai poți să faci grătarul ăla în fața curții, că te ceartă vecinul că nu se face. N-ai voie, trebuie cel puțin în Anglia știu că ai nevoie de un fel de aprobare. Trebuie să depui, vrei aprobare să faci grătar în weekend și îți trimit ei și... Vorbești serios? Da. Și dacă vrei să faci un par sau ceva, tot așa ai nevoie de o aprobare pentru asta. Și... Românii care sunt învățați cu grătarul acolo îl fac mai rar sau nu îl fac deloc? Sau ce, au aprobare? Sau îl fac ilegal? Nu știu să vă zic, ai fost la grătare cu români sau ai văzut grătare de români? Am văzut de 1 mai, dar știu că era zonă în parc amenajată și... Deci, practic, doar în... Dar cred că acolo, sigur, li s-a dat aprobare. Într-un spațiu cumva... Amenajat. Amenajat și special. Dar, da, e mai rar grătarul acolo. Chiar destul de rar, comparat cu aici, cel puțin. Comparat și cu America, pentru că americanii care au casă nu fac barbecue în spate. Da, și americanii. Mulți dintre ei, din păcate, îl fac doar în familie și atunci sunt toți străini. Da, asta cu aproparea oricum e pentru blocuri, chestii de genul. Dacă ai curtea ta, nu prea ce să zic, că poți să faci în curtea ta, dar în general, Londra, nu prea având case, vile, etc., și stând la bloc, ai nevoie. Dar... Nu știu dacă e neapărat, adică e dubios, dar de fapt nu, dubios e că e tu greșit, e dubios pentru noi, cred că pentru ei da, e normalitate și normal. Da. E altă cultură și fiind altă cultură, tu care te-ai fost învățat că peste tot fumegă România,
La fel, nu știu dacă e bine sau rău, dar e o calitate, o caracteristică noastră ți este doră, la care știe că grătarul se mănâncă la restaurant și atât, nu-i trebuie. Da, da, exact. Dar n-a fost neapărat... A fost mișto de întâi mai acolo. Era chiar un grup de români, chiar a fost foarte frumos, sincer. Ai fost implicat în vreo asociație studențească română sau străină? Nu. Am făcut doar sport acolo, dar aia nu e... E o asociație de sport, dar atâta. Nu, n-am fost... Știu că sunt asociații de români și de internaționali și de tot, dar nu n-am participat. Înțeleg, sau cel puțin prin anul 2012-13, că erau în Marea Britanie vreo 6.000 de români care studiau în același timp. E posibil. Bine, niște... Marea Britanie care are niște... E destul, câteva sunt... universități multe. Da. Nu știu să zic numele exact, dar da, sunt... Nu, așa ca să fie și mult mai mulți. Când am fost eu. Și... După ce te-ai întors, ai rămas prietenii cu internaționali cu care ai avut? Da, chiar da. Faceți vizite între voi sau doar mail-uri? Sau... M-am urmat telefon, mesaje, dar da, am făcut și vizite. Am un prieten din Germania, Rudolf, m-am dus la el, el stă în München, acum un an jumate. În principal e destul de greu, marea majoritate au rămas acolo, deci să rămân acolo. Și nu prea atât de mult timp liber și... Dar așa zic, posibilități, considerând cum a ajuns acolo, nivel de trai, să facă vacanțe doar să mă vadă pe mine. Adică dacă își fac o vacanță, vreau să-și facă pentru ei, nu? Da, dar România poate fi ofertantă. Da, majoritatea care vin aici, și știu și foști colegi de facultate care vin aici, rămân absolut îndrăgostiți. Păi, în primul rând, dacă ai fost antrenat cu puburile de acolo, puburile din centrul vechi sunt la jumătate din preț, poate chiar da. O treime. Știu că un fost coleg de liceu, el e englez, a venit de curând, chiar anul trecut, cu niște prieteni de lui și au rămas efectiv șocați, au zis că o să vină fiecare an în România, pentru că nu le-a venit să creadă cât de ieftin e tot, cât de... au rămas șocați că au văzut urși, că s-au dus și cu mașina, au creat o mașină, s-au dus la munte și au văzut urși. Și au rămas șocați, au dus să facă poze, ne arătau pozele, eram ok, știm că sunt urși în România. Eu nu sper că le-au făcut la sanctuar și nu pe stradă, că ăla de pe stradă poate fi și agresiv. Da, nu, au din mașină, au făcut în... dar au rămas... pentru ei a fost incredibil. Au iubit partea asta, să vadă și urși în pădure, în natură. Acolo e mai puțin comun asta și majoritatea care au venit aici, toți au rămas super, super îndrăgostiți. Da, problema este că pentru a ajunge cumva trebuie să ai un imbolt. Da, da, majoritatea... Să alegi România dacă tu pleci din Anglia și nu ai prietenia cu Sebastian sau nu ți-a spus cineva că se mănâncă undeva berea doar cu 3 euro, la cât de ofertantă e restul lumii, România e destul de greu de ajuns în ea. Da, și mai o chestie că sunt și preconcepțiile lor referitor că, bă, în România ei mereu vin cu ideea că e nesigur aici, ceea ce e o minciună și merg pe ideea asta pentru că, din nou, văd știrile alea cu câțiva români care, de exemplu, s-au bătut în parcare, cum ai zis tu, sau chestii genul, se gândesc, mamă, acolo se întâmplă, dacă fac asta la noi, acolo se întâmplă constant. În timp ce în România, în parcul, poți să mergi și pe la ei, nu prea poți merge noaptea. Da, sincer, e complet invers. Adică dacă te duci în Londra în parc singur seara, te duci pe riscut. Dacă ești super, dacă nu, știai când intri. Din nou, sună oribil, dar și la fel lângă gurile, cum că iau și, cum spune... Capete de metro. Da, și unele capete de metro destul de nasoale în care dacă... Sebastian Șerban, timpul nostru a expirat. Deja? Îți mulțumesc frumos. Stimați spectatori, azi am vorbit despre Marea Britanie. Spun la fiecare emisiune Hai Acasă. Cei care vă sunt, este mai dor decât satisfacții pe acolo, haideți acasă că și în România se poate trăi. La revedere și pe următoarea întâlnire.